Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a precizat că există 3 variante pentru stabilirea conducerii clubului sportiv municipal, iar hotărârea va fi luată de Consiliul Local. Prelungirea termenului și reluarea concursului pentru funcția de director, blocarea acestui post până la clarificările primite de la guvern sau propunerea cu care am venit eu, numirea unui interimar pentru o perioadă determinată până la clarificarea situației cu preluarea cluburilor sportive municipale. Clubul sportiv municipal a fost înființat de către Consiliul Local în toamna anului trecut, cu mai multe secții, cum ar fi fotbal, handbal, basket sau volei.